Bună ziua! Senatorul PSD, domnul Șerban Nicolae, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Bine ați revenit în studioul nostru! Mulțumesc, bun găsit! Mulțumesc pentru invitație și pentru revenire! O să încep interviul de astăzi cu cel mai recent eveniment care vă vizează. Ați fost înlocuit în comisia SIPA. Cum ați primit vestea? Păi eu am dat vestea, pentru că a fost la solicitarea mea, am discutat și cu președintele partidului și cu colegii parlamentari. Am constatat că anul trecut s-au suprapus două activități importante, respectiv dezbaterile la proiectele de lege privind justiția și activitatea Comisiei SIPA, fiind direct implicat și în procedura de legiferare. Probabil au observat și opinia publică, cei interesați de subiectul arhivei SIPA, că în luna decembrie n-am mai avut practic niciun fel de activitate, neputând să găsesc intervalul de timp în luna decembrie pentru așa ceva. Și atunci am spus, o să vină legile justiției înapoi. Mai sunt cele privind implementarea directivei europene și a deciziilor Curții Constituționale în materie penală. Nu am când să mai fac printre picături și activitatea de lider de grup și activitatea de legiferare pe aceste domenii foarte specifice, foarte profesionalizate, și activitatea de investigare a Arhivei SIPA. De aceea am propus și colegii au fost de acord să fiu înlocuit. Deci, practic, eu le-am dat vestea, nu am fost surprins sau n-am primit eu vreo veste dată de cineva. Sper ca lucrurile să avanseze în perioada următoare. Noi am descoperit niște lucruri interesante care merită cercetate mai cu atenție în privința Arhivei SIPA, în privința accesului la informațiile de acolo. Spre exemplu, rămâne celebră acea intrare intempestivă a fostei ministre a Justiției Macovei împreună cu actualul jurnalist, mă rog, la vremea respectivă, tot jurnalist înțeleg că era tăpălagă, undeva miezul nopții, nu în arhiva SIPA, pentru că la vremea respectivă SIPA încă funcționa, nu era o structură închisă care să dețină doar o bază de date sub formă de arhivă, era o structură operațională, funcțională, un serviciu de protecție și anticorupție al Ministerului Justiției, deci nu s-ar justifica în niciun fel un acces de acest tip intempestiv cu încălcarea tuturor normelor de siguranță și de acces în zone cu restricție de securitate. Cu atât mai mult cu cât tăpălagă, la vremea respectivă nu avea niciun fel de funcție, nici în Ministerul Justiției, nici în vreo altă instituție publică, deci lucrurile astea trebuie clarificate. Și mai sunt multe altele legate de transportul și manipularea documentelor. Pe scurt, cam aici suntem cu SIPA. Ce ne puteți spune despre înlocuitorul dumneavoastră? Înlocuitorul meu este un senator de Hunedoara, Viorel Salan, este un om cu bogată experiență profesională. Nu prea provenit... a apărut în mass media. Așa este, pentru că e la primul mandat. E la primul mandat de parlamentar, nu este un om care să fi avut foarte multă expunere publică și să fie cunoscut ca atare, dar este un om foarte riguros, este provenit din jandarmerie, este fost... jandarm, a fost comandantul Inspectoratului de Jandarmi al Județului Hunedoara, a fost la un moment dat chiar pentru o vreme și adjunct al Inspectorului Șef al Jandarmeriei Române de la nivel național. Un om cu bogată experiență și un om foarte disciplinat și foarte riguros. De altfel, eu l-am rugat, m-am gândit la mai multe variante, am decis să-l propun pe domnul Salan și l-am rugat să preia această responsabilitate. Este, să spun așa, o, nu neapărat un risc, dar este, să spunem, o chestiune de antrenament în ceea ce privește comunicarea publică, capacitatea de a difuza informații concis și convingător din ceea ce ar putea să intereseze opinia publică în legătură cu această comisie și cu activitatea ei, dar sigur este un câștig în ceea ce privește meticulozitatea, rigurozitatea, seriozitatea cu care domnul Salan va coordona activitatea comisiei pe această investigație. De altfel, cred că undeva la sfârșitul lunii ar trebui să dea un raport această comisie și să propună, dacă e cazul, continuarea activității, suplimentarea perioadei de funcționare a comisiei sau, dacă concluzionează că ancheta s-a încheiat, să prezinte raportul final în fața Parlamentului. Dar este un om, repet, care are suficientă experiență de viață, suficientă experiență profesională,
E un om care provine dintr-un sistem militarizat, deci are și cunoștințele necesare în privința rigorilor care țin de operațiuni cu informații clasificate, de zone de acces restricționat și condiționat potrivit legii. Deci eu cred că este o alegere bună. În aceste condiții, care sunt prioritățile dumneavoastră în sesiunea parlamentară în calitate de lider al grupului PSD din Senat? Ele, bineînțeles că să spun așa, se pliază pe două curente importante. Pe de o parte avem proiectele de lege care țin de programul de guvernare și care erau deja în procedură de legiferare la Senat. Avem un proiect de lege privind activitatea, sau mă rog, ce ține de soluționarea contestațiilor la achizițiile publice, pentru că acolo s-au întâmplat de-a lungul timpului foarte multe disfuncționalități, s-au petrecut destul de multe lucruri anormale care au întârziat achizițiile publice, care au mărit costurile achizițiilor publice și care au generat destule disfuncționalități în ceea ce privește mai ales infrastructura țării. De asemenea, avem Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, o propunere pe care noi am sperat să o vedem finalizată la nivel legislativ încă din 2017. Nu s-a putut. Sperăm ca anul acesta să fie operațional acest fond. El va fi un important vehicul de investiții în zone unde de regulă nu se fac mari investiții de natură privată, pentru că nu sunt din cele care să producă profit imediat și mai ales la dimensiuni considerabile, cu efecte sociale importante în zonă de sistem sanitar, în zonă de investiții în agricultură, de dezvoltare infrastructurii școlare și așa mai departe. Avem banca de dezvoltare, conceptul de bancă de dezvoltare care să permită implicarea statului în finanțarea unor proiecte economice de interes general, în așa fel încât să adăugăm un suport unor întreprinzători care se orientează către zona de creare de locuri de muncă și de economie socială cu precădere. Și, bineînțeles, legile care vin din programul de guvernare, legea privind achizițiile publice, codul administrativ deja depus la Senat și care trebuie să intre cât mai repede în dezbaterea plenului, se lucrează deja la comisii. S-a vorbit de un cod economic care să colecteze, să spun așa, să sistematizeze legislația de interes economic. Toate aceste lucruri ar face parte din programul legislativ al acestui an. La acestea se adaugă și cerințele privind legislația penală, legile justiției. Am spus de legile justiției, se știe că le-au trecut de Parlament într-o primă fază, avem de pus în acord aceste proiecte cu deciziile Curții Constituționale, după ce vom avea și motivarea acestora pentru a vedea care sunt jaloanele, care sunt reperele pe care trebuie să le luăm în considerare, și legislația penală în ceea ce privește aceste comandamente, pe de-o parte implementarea cunoscutei directive europene privind prezumția de nevinovăție și deciziile Curții Constituționale, care sunt o restanță destul de dureroasă pentru societate, pentru că lumea se uită la legislația penală, mai ales, sau mă rog, lumea, pare așa că lumea se uită la legislația asta doar din perspectiva politicienilor, dacă are legătură cu dosarele politicienilor. Ori, deja este foarte gravă situația legată de abuzul în serviciu, pentru că la ora actuală sunt soluții diferite date de instanțele de judecată. Judecătorii sunt puși într-o situație absolut imposibilă. Unii dintre ei consideră că abuzul în serviciu este dezincriminat pentru faptul că s-a pronunțat Curtea Constituțională, în sensul că forma actuală a definiției este neconstituțională. Alții fac o muncă absolut respectabilă, dar cât se poate de nefirească, încearcă să aplice dispozițiile legale, punându-ne la acord de la caz la caz cu decizia curții și să spună că dau o interpretare ad hoc deciziei curții în ceea ce privește această infracțiune. Ori nu putem să stăm după dosarele politicienilor, societatea merge înainte, legislația penală privește foarte multe aspecte ale vieții sociale și eu cred că
este o greșeală din partea noastră că am întârziat foarte mult. Foarte mulți politicieni, parlamentari în principal, că noi legiferăm, foarte mulți politicieni s-au temut să se atingă de legislația penală. Era așa un fel de tabu, zonă interzisă, nu vă atingeți că explodează supărările. Ba că vrem să scăpăm de dosare penale pe nu știu cine, ba că vrem să restrângem activitatea DNA, ba că vrem să subminăm independența magistraților, ba că vrem să politizăm și așa mai departe. Eu cred că transparența dezbaterilor dusă la cotă maximă, mai mult decât să fie prezenți în sala de dezbateri toți cei implicați, jurnaliști, transmisiuni live pe televiziuni, pe internet, nu putem să facem. Cea mai bună dovadă și într-un fel și cea mai bună armă a noastră ca parlamentari în ceea ce privește onestitatea demersului este această transparență totală. Toate lucrurile astea trebuie avut în vedere și pentru mine ca lider de grup este suficient de aglomerat, să spun așa, programul ca să nu mă pot ocupa în mod eficient și de alte comisii sau de alte activități politico-parlamentare. Că tot ați amintit de legile justiției, presupun că ați văzut aseară, ați urmărit marea dezbatere din Parlamentul European, în care chiar domnului Tudorel Toader nu i s-a dat cuvântul. Am văzut acolo o serie de critici. De dumneavoastră, ce impresie v-au lăsat luările de cuvânt? Eu am fost europarlamentar observator în prima delegație, primul parlamentar român care a mers la Parlamentul European, am stat 10 luni acolo și mi-am dat demisia pentru că am considerat că am văzut destul și că sunt mai util în țară. Acest tip de dezbatere nu este foarte folositor în modul în care este declanșat. Din ce știu eu, europarlamentarul Macovei este cea care a provocat, nu, care a declanșat o asemenea dezbatere în Parlamentul European. Pe rațiuni care mie mi se par foarte puțin nobile și foarte puțin legate de interesul național. Nici n-am mare așteptări de la o fostă procurare ceaușistă care a rămas prizoniera unor mentalități în care serviciile secrete sunt foarte implicate în activitatea judiciară, în care există zone oculte în materie penală, în care deciziile se iau în spatele unor uși închise și pe norme care nu sunt aduse la cunoștința publică. De aceea, dezbaterea de ieri este, din păcate, doar un spectacol care nu face bine României. Sigur este inutil, dar poate să ne facă și puțin rău. Pentru că nu poți să extragi de acolo nimic util. Este o confruntare de opinii pur politicianiste. Din păcate, chiar și luările de poziție raționale și argumentate sunt subsumate aceleași logici de campanie politică și de declarații politice. Practic nu poți să ajungi la un rezultat, pentru că lumea va spune da, ai o altă opinie și ești la fel de politizat în punctul de vedere pe care l-ai exprimat ca și adversarii tăi și atunci n-ai ce să extragi de acolo. Faptul că Tudorel Toader, ca ministru al justiției, mă rog, nu contează persoana, oricine ar fi fost ministru al justiției, nu a participat la dezbaterii, este specific cutumelor de la Parlamentul European. Bineînțeles că Parlamentul poate decide, într-o asemenea situație, și o abatere de la propria cutumă, că nu e sancționat nimeni dacă se permite unui ministru dintr-un stat membru să participe la dezbateri. Nu este uzual. N-am înțeles de ce încrâncenarea de a nu-i permite ministrul justiției din România să dea explicații. Dar acolo, de fapt, era și ceva mai complicat, pentru că inițiativele în materie de legile justiției nu au fost ale ministrului justiției, nu au fost ale guvernului. Și atunci, dacă vrei să întrebi pe cineva ce a determinat aceste propuneri, care au fost raționamentele, care au fost argumentele cu care v-ați construit aceste propuneri, trebuie să întrebi inițiatorii, pe aia care au semnat, pe colegii mei cosemnatari sau pe mine. Să spună, băi, Șerban Nicolae, ce-ți veniți ție cu modificarea statutului judecătorilor și procurorilor? Ce-ți veniți ție cu modificarea legii privind organizarea judiciară? Ce, de unde până unde ți-a venit ție să modifici legea privind Consiliul Superior al Magistraturii? Și atunci, mai degrabă puteai să discuți cu unul dintre inițiatori, să afli care sunt temeiurile unei asemenea propuneri, decât să discuți cu ministrul justiției, care poate emite opinii și ca specialist, și ca om responsabil guvernamental în domeniu,
dar care nu își poate asuma personal nici proiectul așa cum a fost el depus, nici forma ieșită din Parlament după dezbateri și amendament. De aceea, părerea mea este că, din păcate, din păcate, foarte din păcate, aș spune, este doar un fel de spectacol pur românesc în care o trupă de politicieni români, unii de foarte bună calitate și de foarte bună credință, au fost puși să joace o piesă pentru spectacolul european. Alminteri, eu totdeauna încerc să caut eficiența unor asemenea demersuri, să văd care este utilitatea și a unei declarații politice. M-am fost întrebat ieri într-un interviu pentru Financial Times cum am primit punctul de vedere exprimat de Jean-Claude Juncker și de Frans Timmermans, președintele și vicepreședintele Comisiei Europene, referitoare la legile justiției. Și am zis cu oarecare tristețe. De ce? Păi, zic, pe de o parte sunt inutile, nu ajută la nimic asemenea declarații, nu contribuie cu nimic, nu oferă o soluție alternativă sau o optimizare a propunerilor, nu au niciun fel de contribuție constructivă. Sunt niște exprimări ale unor temeri generice, perfect aplicabile oricărui domeniu și oricărui moment. Spre exemplu, e ca și cum ai spune, manifest îngrijorare în legătură cu fluctuațiile de schimburi valutare sau de curs valutar, sau manifest îngrijorare în legătură cu cotele de import-export între statele membre ale Uniunii Europene și Statele Unite, sau manifest îngrijorare cu privire la schimbările climatice și așa mai departe. Bun, și ești îngrijorat. Poți să ajungi cu ceva. Ai ceva pozitiv, constructiv de adăugat, de transmis, de înlocuit și așa mai departe? Nu. Atunci, mulțumesc frumos, la păreri suntem plini. De asemenea, nu a fost o declarație a Comisiei Europene. Nu a fost o dezbatere cu toți comisarii europeni care să iasă cu o rezoluție din partea Comisiei Europene. Președintele și vicepreședintele Comisiei au exprimat puncte de vedere cu titlu particular. Cu atât mai mult aș întreba de ce n-ați făcut o asemenea dezbatere în Comisia Europeană și cu comisarul Crețu, Corina Crețu de față și cu comisarul nu știu care de față și cu alți comisari într-o ședință a Comisiei Europene, dacă era o problemă care să preocupe o întreagă instituție. Ei, în condițiile astea, dezbaterea de ieri, repet, este doar la nivel de spectacol politic. Nu ne face bine nici ca imagine, pentru că Dar ce această, implicații credeți știți, că românul o să aibă? are o exprimare foarte plastică, o cunoaște toată lumea. Ne-am cam pus poalele în cap. Ce poți să obții cu poalele în cap? Decât priviri de compătimire, priviri amuzante, clătinări din cap și așa mai departe. Da, nimic folositor. Chiar dacă, repet, politicieni responsabili, politicieni de bună credință, europarlamentari români care au tratat cu maximă seriozitate, toți sunt puși în situația să răspundă unor situații aberante, unor ipoteze absurde. E ca la povestea cu referendumul din 2012, când același fost procuror Ceaușist, de tristă amintire, rostea cu încrâncenare că s-au fraudat 2,5 milioane de voturi sau nu știu câte milioane de voturi în România. A spus ieri un lucru de o grozăvie incredibilă. A spus România este paradisul infracționalității. Este, dincolo de faptul că este o declarație absolut descreierată, să spui așa ceva despre o țară, că e țara ta cu atât mai grav. Dar bineînțeles că orice om rațional vede că e o fractură logică elementară. Păi legislația pe care vrem noi să o schimbăm acum e legislația lăsată de tine în 2005. Toate instituțiile statului în legătură cu care se manifestă dorința de schimbare sunt cele create de tine în 2005. Păi dacă după 12, aproape 13 ani de la modificările alea, România este paradisul infracționalității, păi ești primul om responsabil, ești primul om care ar trebui să fie anchetat și sancționat pentru așa ceva. Nu pentru că ai făcut declarație, ci pentru că, să zicem, ar fi România. Dar, bineînțeles, partea, să spun, încurajatoare în toată povestea asta este că, dincolo de încrâncenarea asta foarte puțin rațională, ca să nu folosesc un termen mai dur, este și departe de realitate. Totuși, România nu este nici paradisul infracționalității, nu este nici cea mai coruptă, nici cea mai lovită de infracționalitate țară din Europa. Sunt situații mult mai grave decât cea din România. Avem noi tendința de a îngroșa așa unele tușe ale societății și credem că asta ne ajută sau, mă rog, ne creează un beneficiu personal.
Acum vă propun să facem tranziția către situația din interiorul Partidului Social Democrat. Cum apreciați ultimele evoluții în ceea ce îl privește pe primarul Iașiului, domnul Mihai Chirica? Amintesc că ieri organizația municipală a votat pentru menținerea lui în partid, dar votul urmează, din câte știu eu, la județ și apoi să se discute în CEX. Cum vedeți această situație în ceea ce îl privește pe primarul de la Iași? Eu am o doză mare de toleranță față de opiniile excentrice, neînsemnând asta un caracter exotic, ci doar așa, un pic abătute de la interesul general al unui partid politic. Sunt și foarte vechi, că sunt practic de la începutul acestui partid. M-am bucurat să văd în sediu o fotografie din 1992, când după ruptura de FSN, din care făcusem parte, din martie 90, înscriam nou partid FDSN la Tribunalul București și sunt puțini cei care mai rezistă încă de atunci în Partidul Social Democrat și care au parcurs toată succesiunea de la Frontul Democrat al Salvării Naționale, PDSR, până la Partidul din zilele noastre, și atunci opinii care să iasă, să spun, din rând sau care să fie în contradicție cu deciziile partidului, eu le tolerez cu ceva mai multă îngăduință decât o fac mulți dintre colegii mei. Pe de altă parte însă, e vorba și de un autocontrol, e vorba și de o autocenzură, pentru că atunci când ești într-o echipă, când te bazezi pe o echipă, nu poți să ignori pe ceilalți cu echipieri, nu poți să ignori regula stabilită pentru toată lumea. Ceea ce a făcut Mihai Chirică, mie mi s-a părut descalificant în primul rând pentru el. El ar fi trebuit să fie primul care, într-o autoanaliză rațională, să se cenzureze și să-și dea seama că pur și simplu n-are ce căuta într-o asemenea formulă. Dacă nu-ți convine echipa, nu te ține nimeni cu forța. Eu sunt de părere că oricât ar fi de valoros Chirica, nu-mi face impresia că ar fi vreun primar absolut spectaculos la Iași, ba dimpotrivă, am văzut suficiente motive de îngrijorare. Din echipă i-aș fi oferit-o sprijinul, nu doar eu, ci întreg partidul ar fi trebuit să îl susțină în cazul în care sunt dificultăți în administrarea unui oraș atât de important cum este Iașiul. Dar eu sunt absolut convins că dacă mâine ar fi alegeri la Iași și Mihai Chirica ar candida ca independent sau ca membru al altui partid, candidatul Partidului Social Democrat ar câștiga în fața lui Mihai Chirica. Pentru că nu în politică nu există persoane care să joace așa pe cont propriu. Chiar dacă se întâmplă să mai câștige candidați independenți, ei sunt asociați de multe ori de electorat cu un partid sau cu o formulă de tip politic. Politica e un sport de echipă. Hagi, oricât de bun fotbalist ar fi fost, n-ar fi putut să joace singur împotriva unei echipe de 11 oameni, oricât de genial ar fi fost. Și atunci, într-o echipă, îți dai seama că fiecare are rolul lui. Nu poate să dea toată lumea gol, nu poate să stea toată lumea în poartă, nu poate să joace toată lumea pe extremă sau mai știu eu pe unde, făcând comparația cu sporturile de echipă clasice, să zic, fotbal, handbal și rugby. Ori, ceea ce a făcut el, mie mi se pare că l-a descalificat în plan individual și el ar fi trebuit să înțeleagă, e și mai tânăr ca mine, e și mai tânăr în partid decât mine, unde a greșit și ce anume are de corijat. În același timp, eu nu sunt un adept al excluderilor. Pentru că în partid, dacă vii așa cum, mă rog, mi s-a întâmplat mie, acum nu extind exemplul meu la toți cei 500.000 de membri ai PSD-ului, vii pentru că aderi la niște valori și la niște principii și crezi în anumite lucruri care sunt de interes general. Eu cred că mă potrivesc unor valori și principii social-democrate. Cred în justiție socială, cred în echitate, cred în munca cinstită și în viața trăită din muncă cinstită și în veniturile obținute de muncă cinstită. Cred că trebuie să ne pese de cei din jur. Cred că statul are un rol foarte important în bunăstarea propriilor cetățeni
Și asta m-a făcut să mă implic de partea acestui partid, să particip la construcția lui, să particip la istoria lui ca social-democrat. În momentul în care ader la niște valori și la niște principii, poți să greșești, poți să fii sancționat. Nu sunt adeptul îndepărtării, nu sunt adeptul excluderilor, pentru că nu poți să-i ștergi unui om nici întregul parcurs politic, nici faptul că susține niște valori specifice propriului partid. Și atunci poate să înțeleagă pe cont propriu că a greșit, poate să-i arate colectivul că a greșit, dar cu excluderea ar trebui să fie ceva foarte grav. Ori Chirică și din postura pe care o are nu poate să facă un foarte mare rău partidului. Suntem totuși un partid, am mai spus eu comparația, nu știu dacă e foarte reușită, că nu sunt un specialist al metaforilor, dar suntem totuși ca un elefant care nu sare, nu țopăie, nu se mișcă foarte așa agil, dar calcă apăsat și lasă urme. Suntem un partid mare, inerțial, dar suntem un partid pe care nu-l clintești foarte ușor și nici nu cred că există în interiorul partidului o persoană care să poată pe cont propriu să ne doboare sau să ne facă un rău atât de mare căreia să nu-i facem față. Faptul că organizația de la Iași îl consideră încă un bun coleg, e o decizie pe care eu pot argumenta ca unii care știu cel mai bine situația de acolo. N-are rost să fac eu pe deșteptul să spun că organizația municipală Iași greșește sau organizația județeană sau cei de acolo, pentru că nu am cum să cunosc mai bine ca ei situația. Dar pe de altă parte, repet, nu cred în valori individuale atât de duse la extrem încât să stea partidul într-un singur om, fie și la nivel județean sau municipal. Credeți totuși că abaterea asta, să spun, de la linia partidului despre care vorbeați, ar trebui sancționată chiar cu excludere din partid, din Nu neapărat, cariera? am spus, nu neapărat cu excluderea, dar există trepte de sancțiune în funcție de gravitate. Ce a făcut Chirică se rezumă la niște declarații contondente pe care el spune că le-ar fi făcut doar la adresa conducerii sau doar la adresa lui Liviu Dragnea și că ele chiar ar trebui să fie apreciate ca utile partidului. Părerea mea e că nu. E ca și cum eu știu, ai fi pe o corabie și te-a pus să dai găuri pentru că e supărat pe direcția în care merge corabia și vrei să arăți că greșește comandantul sau capitanul navei. Nu merge chiar așa și cum să vă spun, dacă nu reușești să-ți convingi proprii colegi că linia ta e bună și nu te urmează majoritatea colegilor, încep să spui întrebări dacă ești rațional și de bună credință, că poate tu ești cel care greșește. Așa să jucăm toți rolul Casandrei care prevestește toate relele posibile și suferă de faptul că nu-i crezut, putem fiecare dintre noi, dar, repet, e inutil față de demersul public. Eu sper totuși că tot ceea ce înseamnă colegi cu pregătire, cu experiență, cu valoare individuală, vor înțelege că nimeni nu își poate valorifica toate aceste calități decât în interiorul unei echipe. Iar, din punctul meu de vedere, Partidul Social Democrat este suficient de mare ca să fie loc pentru toată lumea și oricine poate contribui la demersul general al acestui partid, la binele societății, este cu atât mai mult invitat să o facă și să fie de bună credință. Pe final, vreau să vă spun că am văzut că legea salarizării unitare încă naște controverse din ce în ce mai aprigi în ultimele zile. Cât de îndreptățite considerați că sunt aceste îngrijorări ale unor categorii profesionale în legătură chiar cu propriile venituri? E greu de spus și am să vă spun de ce. Pentru că ceea ce încercăm noi în această materie a salarizării unitare, a sistemului public de pensii, ține de corijarea unor lucruri înrăutățite pe parcursul ultimelor 28 de ani. S-a mers din rău în mai rău și au fost foarte multe intervenții care au făcut la un moment dat să ajungem la anomalii greu de explicat. Pensia mai mare decât salariul avut în timpul activității, diferențe foarte mari între persoane care ocupă aceeași funcție, cu aceeași vechime, cu aceeași pregătire, dar în instituții diferite, sporuri care depășesc cu mult salariul de bază, toate aceste anomalii, diferențe foarte mari între categorii, toate aceste anomalii s-au adunat în timp, au fost foarte greu de abordat într-o formulă unitară, pentru că n-a existat o voință politică suficient de consistentă ca să spargă acest tabu.
Și atunci am ajuns la situația în care încercăm, forțând poate puțin lucrurile, să reparăm aceste lucruri, să reparăm toate aceste disfuncționalități. E ca la un tratament medical. Nu întotdeauna nimerești în prima tot ce e de făcut și cu maxim de rezultate. De aceea noi am lăsat câteva resurse pentru a corija pe parcurs eventualele disfuncționalități. Spre exemplu, mutarea contribuției. În unele situații, în cele mai multe situații, nu duce la niciun fel de afectare a veniturilor nete ale salariaților. Dimpotrivă, creșterile salariale continuă conform programului și sunt receptate ca atare. Sunt anumite situații, mai puține, dar nu mai puțin importante, unde veniturile nete scad. Acolo venim cu corecțiile, acolo venim cu supliment de fonduri, dacă e cazul în sistemul bugetar, sau cu corecții legislative, pentru că, repet, decât să lăsăm sistemul așa, să avem în continuare aceleași anomalii, cu, v-am zis, pensii mai mari decât salariile, cu sporuri puse de avalma, cu diferențe foarte mari între persoane cu aceeași pregătire, cu aceeași vechime și cu aceeași încadrare profesională, dar în instituții diferite sau chiar în cadrul aceleiași instituții, dar în compartimente diferite, preferăm să ne asumăm o dată pentru totdeauna o reparație. Și am, poate lucrul cel mai important, am reușit să readucem câteva principii clare de organizare, de structurare a sistemului de venituri salariale și sperăm să facem același lucru și la pensii. Și anume, piramida salarială. Să-l aibă în frunte pe președintele României, de la care pleacă în jos toate celelalte venituri în sistemul bugetar. Până în 2017, la legea salarizării unitare, președintele era undeva la mijlocul piramidei. Nu știu dacă era o piramidă, cred că era așa un fel de masiv muntos, erau foarte multe vârfuri dispersate în multe direcții. Și lucrurile păreau greu de explicat și greu de controlat. La un moment dat nici mai puteai să faci față tuturor nevoilor salariale. Au fost și problemele legate de tăierile de salarii din 2010 și de procesele câștigate de o serie întreagă de categorii de bugetari, cărora trebuie să le dai din urmă niște bani care n-au existat, care au fost folosiți pentru altceva sau care au dispărut în diverse formule dintre astea foarte discutabile. Tot efortul ăsta, toate aceste lucruri adunate ne-au obligat practic să ne asumăm un sistem de salarizare unitar în sectorul bugetar și să facem același lucru în perioada următoare și în sistemul public de pensii. Din momentul ăla, anomaliile vor fi mult mai ușor de anticipat și de corijat. Unele din ele, dacă se văd acum și asta este analiza practic în perioada următoare, vor fi corijate, așa cum s-a și spus, pentru sectorul bugetar, vor fi completate din fonduri de la bugetul statului toate veniturile, în așa fel încât noi să menținem, nu e o promisiune electorală, că o creștere constantă a veniturilor salariaților, mai ales în sectorul bugetar, dar care afectează toți salariații din România, cei 5 milioane de salariați, nu e vorba doar de promisiunea electorală, e vorba de politica de stat a ridicării nivelului de trai, a diminuării decalajelor față de țările din restul Uniunii Europene. Dacă nu ai o viziune, o politică orientată către chestiunea asta, vă dau un exemplu care poate fi mai ușor de înțeles. În 2016 au plecat din România pentru a lucra în străinătate circa 200.000 de oameni. În marea lor majoritate, majoritatea covârșitoare tineri, pentru că sunt și abs de muncă, sunt și mai puțin legați de situația economică din România. Deci asta se întâmplă în 2016 pe parcursul guvernării tehnocrate. În anul următor sunt sub 10.000 cei care au plecat. Unul din efectele care a produs această scădere drastică a plecărilor, poate că au plecat, să zicem, persoane foarte înalt calificate, persoane foarte tinere, ceea ce este, bineînțeles, un lucru rău pentru societatea noastră și mi-aș dori, nu numai că să nu mai plece, să și întoarcă o bună parte din cei plecați, mai ales cei cu pregătire profesională în sectoare deosebit de sensibile, dar unul din efecte a fost și această creștere salarială constantă, prognozată și predictibilă, care face pe român să se gândească de două ori dacă merită efortul să-și caute de lucru în străinătate, dacă diferența nu mai e chiar atât de mare. Când diferența este de la câteva sute de euro
în România la câteva mii de euro în vestul Europei, îți lași tot ce ai în România și te duci. Lași copilul în grija părinților, lași părinții bătrâni și bolnavi în grija cui Dumnezeu s-o putea, ca să-ți fie mai bine și să poți să trimiți bani în țară și să ai o viață mai bună. În momentul în care diferența este ceva mai mică, îți dai seama că poate efortul nu merită, perspectivele pot fi mai bune. Și atunci nu e vorba de o promisiune electorală, ci e vorba de obligația noastră ca politicieni. Dacă nu ai ca obligație, ca unic scop, creșterea bunăstării în propria țară pentru propriul popor, n-ai ce căuta în politică. Noi nu trăim din ciclu electoral în ciclu electoral. Eu nu încerc să aplic programul de guvernare pentru că am făcut o promisiune, ci pentru că știu că, sau îmi doresc să aducă mai bine pentru oameni, la modul cel mai serios și cel mai direct. Și lucrurile astea pot fi măsurate, pentru că dăm socoteală. Dacă peste 3 ani, că atâta mai rămas de ciclu electoral, oamenii nu vor simți că trăiesc mai bine, nu vor simți că suntem de încredere, nu vor simți că ne ținem de cuvânt și că punem în aplicare acele măsuri care să le îmbunătățească viața. Spre exemplu, dacă nu vor vedea kilometri noi de autostradă, nu vor vedea spitale noi, nu vor vedea modificări substanțiale în ceea ce privește nivelul veniturilor, nu vor vedea modificări substanțiale în învățământ, în sistemul sanitar, în tot ceea ce ne doare pe noi de foarte multă vreme, bineînțeles că vor avea încredere în alții sau vor face experimente cu alții sau ne vor întoarce pur și simplu spatele și vor spune nu mai avem încredere, o să fie tot o loterie cine conduce România și cine ocupă funcțiile publice. Ori nu putem să trăim ca partid politic și n-am intrat în 90 în politică să-mi fac calculul vieții pe fiecare 4 ani. Mai fac o precizare pe care am mai spus-o. Eu n-am intrat în Parlament pentru că n-aveam un loc de muncă. Nu m-am dus acolo ca să am și eu un salariu sau să am un venit. Am o profesie și am ținut foarte mult să am o profesie și să am o alternativă profesională. Ceea ce fac în plan politic este ceea ce eu mi-asum în mod voluntar, expunându-mă și eu ca orice alt politician și unor critici, și unor înjurături, și unor blesteme, că din păcate mai sunt și români de ăștia că doritori de rău altuia, n-am nicio obligație pentru a accepta toate aceste lucruri. Dar rămân la credința că pot să fac bine, că pot să mă implic, că ideile mele, alături de ale altora și un asemenea efort, este îndreptat către binele societății. Mama încă trăiește și este afectată de ceea ce facem noi în domeniul pensiilor. Copiii mei merg la școală, sunt și ei afectați de ceea ce se întâmplă în domeniul învățământului, în sistemul sanitar și așa mai departe. Mergem și trăim și noi în aceleași condiții ca restul populației și atunci, practic, nu mă pot extrage din problemele care îi preocupă pe românii obișnuiți. Domnule senator, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru. Vă doresc mult succes în noua Mulțumesc și eu. sesiune și să ne revedem cu dragă inimă în Mulțumesc, studioul oricând cu mare nostru. plăcere.